Știm cu toții că fermierii ne produc hrana. Dar știai că atunci când pământul este cultivat sustenabil, el produce mult mai mult? Să o cunoaștem pe Alice. Ea cultivă în principal morcovi, însă ea este și o protectoare a solurilor. O mână de pământ are mai multe organisme vii decât toți oamenii de pe pământ. Și ele formează un ecosistem delicat, care menține solul fertil. Practicând agricultura ecologică, Alice conlucrează cu natura și produce hrana în mod sănătos, fără a folosi chimicale care dăunează solului. El este Pavel. Poate că arată ca un tip obișnuit, dar el este un protector al biodiversității. El știe că terenurile sănătoase ar trebui să fie pline de viață, de la păsări și albine până la buburuze și râme. Așa că nu folosește pesticide toxice care dăunează faunei și o alungă din habitatul ei natural. De aceea, fermele ecologice găzduiesc cu 30% mai multe specii decât fermele convenționale. Ea este Maria. Maria este gardian al pământului. Pe lângă câmp, scurgerea azotului din îngrășăminte chimice contaminează prin pânza freatică și oceanele, râurile și lacurile. Ucide pești și alte vietăți acvatice. Folosind compostul cum trebuie și evitând adaosul de azot, Maria protejează resursele de apă ale pământului, care sunt sigure pentru ca peștii să trăiască și pentru noi să bem. Practicând agricultura durabilă, acești supereroi, împreună cu mii de alții ca ei, ne asigură alimente gustoase, protejează fauna și flora și mențin planeta sănătoasă. Să ne sărbătorim supereroii! Agricultorii care cultivă în mod durabil, lucrând împreună cu natura, nu împotriva ei.